Derbiul Olteniei se anunță unul disputat. Craiovenii sunt neînvinși de 3 etape și s-au apropiat la 2 puncte de play-off. Pandurii s-au calificat în optimile Cupei României și în etapa trecută de campionat au câștigat pe terenul liderei Astra Giurgiu. Sandoi vrea 3 puncte în meciul cu gorjenii, dar este conștient că adversarii au multă experiență. Mă bazez, e normal, pe forța grupului, pentru că am demonstrat că putem să jucăm de la egal la egal cu oricine. Cu riscul de a mă repeta, mai spun încă o dată, Pandurii Târgu Jiu este o echipă bună, cu un lot numeros, cu jucători care au jucat și la nivel internațional. Eu știu, au reușit și un transfer de marcă în ultima perioadă, transferându-l pe Săpunaru. Noi luăm fiecare meci în parte și cel mai important este acum meciul de mâine cu Pandurii. Antrenorul formației craiovene a vorbit și despre problemele echipei, în timp ce Bălgrădean spune că atmosfera este bună în vestiar. În afară de cei doi accidentați, eu știu, Matson, care are o accidentare mai veche, Dumitra, să zic că și-a revenit cât de cât, el a făcut și ieri antrenament cu noi, astăzi a făcut tot antrenamentul, dar au mai apărut probleme la Bauap, probleme la CAI, care și el astăzi va face o ecografie și după aceea vom stabili dacă va putea să joace sau măcar să fie în lot. Să dea Domnul să ajungem să cântăm și după meciul cu Pandurii, pentru că ne așteaptă o partidă foarte grea. Suntem conștienți de acest lucru, va fi un meci foarte greu, trebuie să-l tratăm cu mare, mare seriozitate. Și cred eu că vom reuși să câștigăm. Meciul dintre CSU Craiova și Pandurii se va disputa sâmbătă de la ora 17 pe stadionul Extensiv Park.